O femeie din capitală își caută cu disperare tatăl după ce acesta a plecat din propria locuință și nu s-a mai întors. Bărbatul în vârstă de 68 de ani a fost anunțat în căutare de către fiica acestuia. Ea a comunicat că în data de 24 decembrie individul a ieșit din casă și până în prezent nu a mai revenit. Din spusele rudelor, bărbatul locuia de unul singur și anterior ar mai fi plecat de acasă. Ion Bobei care înălțimea de 1,70 m, ochii căprui, părul șaten și fața ovală. În acest context, toate persoanele care au recunoscut bărbatul din imagini sau știu locul aflării acestuia sunt rugate să apeleze la numerele de telefon afișate pe ecran, orice informație poate fi utilă.